Emil Boc a declarat că inițiativa locuitorilor din Comuna Marginea de a construi un pod de lemn în locul celui distrus de inundațiile de anul trecut este de apreciat din punct de vedere al solidarității oamenilor. Cu toate acestea, el a subliniat că astfel de inițiative ar trebui făcute cu respectarea legilor din România. Vă rog să-mi permiteți să nu mă pronunț eu în numele justiției, pentru că, oricât aș fi eu de prim-ministru, nu am competențele necesare să mă pronunț în locul organelor abilitate pe componenta legală. Pot doar să subliniez efortul de solidaritate a unor oameni care au pus mână de la mână într-un moment dificil și acest lucru trebuie salutat, dar asta nu înseamnă că trebuie să eludăm cadrul legal din România, indiferent despre cine ar fi vorba. Locuitorii Comunei Margine au construit la începutul lunii, în doar o singură zi, un pod de lemn în apropierea celui distrus de inundațiile din vara anului trecut. Inițiativa a stârnit nemulțumirea Agenției Naționale a Apelor Române, care a înaintat o plângere penală împotriva lor. Împotriva dosarului penal deschis în cazul podului de lemn, o fundație din București a demarat o campanie de sprijinire a sătenilor din Comuna Marginea. Într-un comunicat de presă, reprezentantul fundației Pact anunța că a publicat o petiție pe internet prin care se încearcă strângerea unui număr cât mai mare de semnături în favoarea sătenilor din Marginea. Fundația Pact consideră că autoritățile române centrale și locale ar trebui să găsească o altă soluție amiabilă și în folosul întregii comunități afectate pentru rezolvarea acestei situații, în niciun caz culpabilizarea unor oameni care au avut curajul și perseverența de a-și rezolva singur problemele. Pedeapsa pentru construcția ilegală a podului este potrivit legii între 1 și 3 ani de închisoare sau amendă de până la 70.000 de lei.